Deci nu am plecat nici la presiuni, nu am plecat nici din cauza a ceea ce se auzea în piață că urmează să fiu debarcat. Dimpotrivă, în legătură cu subiectul debarcării, cred că aproximativ o lună jumătate înainte să plec, l-am confruntat pe domnul primar și l-am întrebat. Are de dacă vă spuneți că v-am mințit în atâtea rânduri, prin omisiune câteodată. Da, nu contează. Eu vă povestesc mai ce credeați, s-a... Eu vă povestesc ce, spune primar. Ce s-a întâmplat și mi-a spus că nu intenționează să mă debarcheze, că noi suntem o echipă, că noi suntem nu știu ce, dar că s-ar fi efectuat un sondaj la PNL, mm-hmm. Da? Unde din care, nu știu asta nu mi-a spus, dar mi-a spus că din sondaje ar reieși că pierde 6-7% din cauza mea. Însă în condițiile astea, eu, mă rog, sunt chiar dispusă să și 20% din cauza domniei sale, că până la urmă dânsul primarul, dânsul este, erați un angajat, nu erați, n-aveați voturile oamenilor în spate. Până la urmă, dânsul va trebui să dea explicații în campanie electorală, care e anul viitor. Nu asta unde vă vedeți la anul? Deci, după cum am precizat, am revenit în avocatură, mi-am făcut cerere, se constate că am încetat starea de incompatibilitate. Nu știu unde mă văd. Mă văd oriunde. Vă vedeți din nou la primărie, într-un fel sau altul? Luați în calcul o candidatură? Nu știu, eu v-am întrebat și pe demisie dacă intenționați să candidați. Poate intrați în politică din nou? Pentru că Doamne, mai... eu de politică nu mai vreau să vă spun sincer. Deci... Nu mi-ați spus, luați în calcul o candidatură? Nu știu, poate oamenii care vă scriu pe Facebook vă vor spune la un moment dat, doamna Valesian, vrem să candidați. Doamna secretarul, eu nu iau în calcul o candidatură, se pare că o iau alții pentru mine. Da? Deci, cine? Chiar... Aveți vreo ofertă de la un partid? Nu, mă opresc aici. Deci nu, eu nu iau în calcul, dar se pare că o iau alții pentru mine. Pe cine? Nu, asta nu mai pot spune. Păi, sunt partide politice sau cetățeni? Nu. A, deci cetățenii o iau. Păi și vă gândiți să dați curs? Că dacă cetățenii o vor, știți cum e. Doamnă, ați văzut cu ce se mănâncă acum? Ați înțeles cu ce se mănâncă administrația? E cu totul diferit de ceea ce făceați dumneavoastră înainte. Chiar dacă pare ușor așa din afară. Deci, doamna secretară, veți părerea mea după 2 ani jumate de primărie?